Salutare pariori! Pentru ziua de duminică, tipsterii de pe site-ul biletuminuzilei.com au pregătit 4 pronosticuri. Haideți să le vedem! Sinner Duckworth. Tenis Tipster 92 spune că în ciuda faptului că Duckworth a avut un final de an solid, diferența de valoare și consistența în joc este net favorabilă lui Sinner. Italianul Sinner este un jucător constant de top 10, așa că tipsterul nostru crede că va domina cu autoritate întreaga partidă și recomandă pariul pe victoria acestuia în minimul de seturi. Getafe Real Madrid. Liderul din La Liga va debuta în noul an pe terenul celor de la Getafe. Tipsterul Zanfi spune că Real Madrid nu se poate baza pe foarte mulți jucători din cauza coronavirusului, așa că s-ar putea să aibă un meci mai greu decât se preconiza. Cu toate acestea, tipsterul nostru nu o vede pe Getafe capabilă să obțină toate cele 3 puncte în fața liderului, așa că recomandarea lui este pariul de tip combo, victorie real sau egal și peste 0,5 goluri în repriza secundă. Betis Celta Vigo. BMG crede că această partidă va fi una spectaculoasă, deoarece ambele echipe au calitate pe faza de atac și nu traversează o formă rea. 7 din ultimele 8 întâlniri directe s-au încheiat cu goluri la ambele porți, așa că tipsterul nostru mizează pe un scenariu asemănător și recomandă pariul ambele echipe marchează sau peste 2,5 goluri. Medvedev Amber. Tipsterul Adrian spune că tenismenul Amber a avut o a doua jumătate de sezon din 2021 dezastruoasă. A pierdut ultimele 5 meciuri pe care le-a disputat, iar în ultimele 3 luni nu a mai evoluat nici măcar o dată. De cealaltă parte, Medvedev a fost probabil cel mai în formă jucător al finalului de sezon. A câștigat US Open, a jucat finala la Turneul Campionilor și a câștigat apoi Cupa Davis cu Naționala Rusiei. În opinia tipsterului nostru, la această partidă Medvedev este mare favorit și ținând cont că adversarul său nu a mai jucat de ceva timp, pronosticul lui Adrian merge pe victoria lui Medvedev și pe sub 22,5 game-uri produse în meci. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletuminuzilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.